Severinenii vor avea la dispoziție pe străzi de anul viitor biciclete inteligente. Dotate cu sistem GPS, acestea se află acum în faza de testare. Autoritățile locale au instalat deja câteva în stațiile special amenajate din municipiu. Mulți severineni spun că le vor încerca imediat ce vor avea posibilitatea. Aceste biciclete inteligente au fost instalate recent în Drobeta Turnul Severin și fac parte dintr-un sistem bike sharing care are menirea de a îmbunătăți mobilitatea în mediul urban. De asemenea, acestea fac parte dintr-un proiect care a fost deja implementat în alte țări europene și care are menirea de a încuraja sportul, de a încuraja ciclismul și de altfel de a proteja mediul înconjurător. Bicicletele sunt echipate cu GPS, permițând urmărirea traseului în timp real. Deși nu sunt de mult instalate, deja au reușit să atragă atenția severinenilor. Eu zic că este nevoie pentru cei care deplasează într-un loc în altul. Există chiar și biciclete concepute pentru seniori. Ați închiria o astfel de bicicletă? Probabil că da. Ocazional. Acestea au fost achiziționate printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Anul viitor vor fi stabilite și detaliile privind modalitatea de închiriere și de folosință a noilor biciclete. Proiectul cuprinde un total de 240 de biciclete, 5 triciclete special concepute pentru seniori și încă 5 pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât să oferim accesibilitate pentru cât mai mulți membri ai comunității. În plus, am instalat 21 de stații de andocare pentru a facilita preluarea și returnarea bicicletelor, dar și 5 stații de depanare pentru bicicletele rapide în caz de nevoie. Valoarea totală a proiectului este de 8 milioane de lei și este finanțat din fonduri europene.